Acum roțile, pune tu câte două. Wheels. Toate motociclete. Now, we're gonna make them all into motorcycles, like we did right here. Da. Just make them all into little motorcycles. Perfect. Câte ai pus în total? And let's now find out how many did we put in total. So... 32. So, well, since it is exactly like this one, again we have 32. 32 de roți. But this time it's a little more different because it's 52. So, instead of 42, it's 52. So we have to do... Așa. So we have to do 52 minus 32. Correct. And this will equal us to 20. 20. 20. I don't think the camera can see. 20. 20. 20. Plus. Sunt în plus. 20. 20 wheels are in plus. Are in plus. Ce fac acum cu acele 20 de roți? And now, with those 20 ones, what do you guys think that we do? Provin de la mașini, deci sunt mașini. Of course, we have to put them right here. But before we get started, we gotta do a bit math problem. So now we're gonna do 20. Așa. Divided by 2. Da. Equals 10. Deci câte completezi? And that means that we need to complete 10. Așa. So, let's do this. Așa. 10. And these will turn into cars. And these will be the cars. So there are... So, that means that there are 10... Cars. 10. Cars. Mașini. Da. Well, that means there are 10 cars. And that there is... Well, wait a second. Deci, how do we find out how many motorcycles there are? Deci, of course, we do 16 minus 10. Equals 6. For the ones who didn't know. So that means in 6 motorcycles... Răspunsul corect la problema aceasta înseamnă 10 mașini și 6 motociclete. Foarte tare, te-ai descurcat minunat, dar eu îți mai fac încă una, tot așa. And now we're going to between another. Sunt foarte încântat, foarte încântat că tu ai prins mecanismul. And I actually really like it. Da? Foarte tare, foarte tare. Ai prins mecanismul de rezolvare. Și ai înțeles că nu se dau numere pare și impare. Acolo, ai foarte tare. Cu o hârtie să ștergem. Uite, Măriuca, tot cu 16, cât well, ștergem. Again, we're going to do 16. Da. Deci, 16 în toată. Again. 16 in total, motorcycle and motorcycles and cars. Și ca număr de roți punem 60 roți. And the total of wheels now is not 52 or 42. It is 60. So, ne încadrăm. 32 era la roți, so, 32 până la 64. 60-ul este aici. So, let's just remind ourselves that it was supposed to be between 32 and 64, even though we could have also put 32 and 64, but 60 is between. So, it is good. And it is a... Even number. Așa. Vreau să te întreb. Ce crezi? Vor fi mai multe mașini decât în problemele dinainte? Yes. Din ce motiv? And Boo was asking me right now, me,
right now, if I think that there's going to be more cars than the other problems, or more cars than the other problems. And I'm pretty sure, and I think I nailed it, there are more cars. So I have the machine. Mai multe mașini? Yes. Din ce mă duc? Că 60 de roți. Because there are 60. S-apropie foarte mult. And it's almost right here. Except for, yeah, and it's almost right here, but not quite. Am să desenez pe toate 16 aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. And again, we drew this, and in total. And in total, there are 16 motorcycles and cars. Așa. Dacă toate ar fi motociclete, îi pune... And now, again, we do it. If they're all motorcycles... Wait, no. Oops. That's a fuck. Așa, hai să-i punem. Pur-o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 -
cu patru la fiecare, că știi că sunt multe. Așa. If they're all motorcycles, da. That's what we did in the other ones because they're tinier. But since it's like this, we can start up with four. So let's start up with four. Așa, deci poți să începi la început cu patru, că ai de pus multe roți. Poți să mă ajut și tu să fac? Așa, pune 4, 4, da. Poți să mă ajut și tu? Dar nu știu până unde să mă duc. Nu știu până unde să mă duc. Poți să mă ajut până în capăt? Du-o, foarte tare, foarte tare. Că parcă... Hey, people ask me, I don't know where to stop. Let's just go all the way up. So let's go all the way up. That's 3 and 4. Da. Aici o să desenez eu pe ultimele, ca să se vadă mai bine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Și uite așa cele 4 roți. And now, let's see how many wheels are in. Câte sunt acum în total? So, usually it was 32, but now it's 4. So that is wrong. So it's not 32. Wow. Atunci, yeah. So we'll just do 32 plus 32. Correct. Or 16 times 4. Correct. And both of these make 64. 64. 64. But that's not what we're aiming at right now, so... But we went to the maximum point! Așa! So... Se vede cu tare. So let's do... So now we gotta do this. Minus 60. So we gotta do 64. Cum se spune la mine? Cu tati? We have to do 64... Minus. 60. Which equals 4. Of course, 4. And... That means that we have 4 plus. Asta, 4 roți în plus. Atunci să o facem pe motocicletă, pe mașina asta să facem motocicletă. Deci avem 4 în plus. 4. Yes. So what we do is we make this car into and we make this car into a motorcycle. Da, și unde ești? Așa. A motorcycle. Avem pe ăsta. And it equals 2. But we still have a plus, so we'll just make... So, we'll just make the other one a motorcycle. No. So we'll just make the other one into a motorcycle, like the other one. Iată, sunt câte. And now we know there are 2 motorcycles. Scrie. Așa răspuns. There are 2 motorcycles. And wait, how many cars are there? Well, let's find out. 16. 16 minus 2. Minus 2 equals 14.
14 mașini. Cars. 14 cars. So 14 cars. 14 mașini și 2 sunt motociclete. Foarte tare. Deci, spune tu, șmecherii, ce ai observat. Dacă numărul roților e mai mare, e foarte apropiat. Da, da. Ștergi acolo. Că nu e important aici. Da. So, what I realized by making these problems is that if it's like almost here, then that means that there are a lot more cars than motorcycles, so that means that there are less motorcycles. Atunci ce facem? Din numărul maxim, ca și cum am fi pus toate mașinile, scădem pe 60, da? Deci din numărul maxim. So from the maximum number. Așa. 64. Deci din numărul maxim de roți din 64. Deci pasul 1. Pasul 1. Din so, 60. First step. Da. 64 scădem pe 60. So 64 minus 60 equals 4. 4. 4. Am that means that there are 4 and plus. Iar 4. So, no, plus. Da. 4. And now 4. Împărțit la 2. Tăiem câte 2, deci împărțit la 2. So 4 divided by 2 equals 2. Egal tot cu 2 și ăsta 2 sunt ne indică numărul. And this 2 right here. Motociclete. Is motorcycles. So that means if there are two motorcycles, then we do așa. Then we do 16 minus 2. Asta e pasul 2. Asta a fost pasul 2, iar pasul 3 scădem din 16, scădem pe 2 și egal cu 14. And so we have to. Da? So we have to do 16 minus 2 equals 14 cars. Da. Uite, Marica, îmi place foarte tare. Foarte tare. Este o mare bucurie pentru mine. Că tu ești într-o formă foarte bună. Iată, acum să facem o altă problemă în care să indicăm tot 16. And now, let's make another problem. 16. 16. Diferit. Sorry, I messed up. So, let's create another beautiful problem. So again, 16 in total. Și un număr de roți. And the wheels. 34. And the number of wheels in total are 34, which is like this, but it's close. Cum? O altă problemă? Cu cât? Nu, altă metodă. O altă metodă? Uite, m-am apropiat. Since we're super close to here, then we just. Poți să dai răspunsul deodată aici? Dacă tu dai răspunsul deodată aici, sunt extraordinar de încântat. And I'm gonna try to see if I can if on the first go, without calculating how we did here, I can make this. Așa. Deci încerc un răspuns deodată, dintr-o dată, să vedem dacă ghicesc. Deci câte? Crezi tu că vor fi mai multe mașini decât motociclete? Yes. I think that there's gonna be more cars than motorcycles. Ia uite de aici, sunt numai 34 de roți. Ei, 34 e aproape de 32. Aici vreau să văd. Oh, așa, foarte tare. Wait, hey! Okay, I already know this one. So, I already know. There are two machines. Așa. Two cars. Machine. Da. Two cars. And 14 and
14 motorcycles. Și 14 motociclete. Dacă ai avut dreptate, trebuie să fac proba. 2. But let's see if I was correct. So Boo Boo's gonna do the prom. 2 ori 4. Wait. So Boo Boo's going to do the proba. He's going to verify the my answer if it's correct. 2 ori 4. And I'll be right back. 2 ori 4 este egal cu 2 ori 4 egal cu 8. Și 2 times 4 equals 8. Și 4 ori 2, 14. 14 ori 2. 14 times 2 equals 28. 28. Deci 28, da? Ei, în total 8 și 2. And in total 8 plus 8 equals 36. Da, 16 plus 16. 8, okay. 8 plus 8. 36? 36. 3? Da. 36. Aaa, dar a fost 34. Am 2 roți în plus. Tine provină și 2 roți în plus. De la mașină. Deci 2 mașini mi-a fost bine. Atunci o mașină. Deci o mașină. Then one car. Deci cât am depășit eu pe 32? L-am depășit cu doar 2 roți. Deci de ce 2 roți? Acela însemna o singură mașină. Deci eu așteptam răspunsul acesta, tu le-ai apropiat foarte bine. Ai zis 2 mașini. Dar te gândi că 2 roți depășite. Dar nu numărul roților acela indica și numărul. Când noi punem câte 2 roți să transformăm motocicleta în bicicletă. În mașină. Așa, dar răspuns corect. It's one. Da. O singură mașină. Just one car. Așa, o singură mașină și 15 motociclete. And 15 motorcycles. Da. Wow, that is a lot of motorcycles. Tot 16. And only one car? What? Tot 16 în total, iar 38 roți. 38 roți. We're gonna create another problem. So this time there are 16, again, cars on motorcycles. We've already done this. And 38. Așa. Vreau răspuns deodată. Dacă te-ai what? Cel mai bucuros sunt în seara asta, nici nu dorul de bucurie. Dacă tu îmi spui câte mașini și câte motociclete sunt. Două mașini deodată? 36. Două mașini și 5. 36. Și am fost 38. Three cars. Deci trei mașini. So there are 3 cars is what I think. Da, trei mașini. There are 3 cars and 13 motorcycles. Așa, și 13 motociclete. Ei, dragilor, cât de mult contează, eu insist acum, pentru prof, pentru învățător și pentru tot ce înseamnă, cât de mult contează felul în care organizezi exercițiul. Deci, vreau să spun în română, că așa știu eu să vorbesc, dacă va completa, va fi minunat. Deci, contează foarte mult să îmi pregătesc elevul. Ce am făcut eu? Am pregătit problema. În loc să mă duc direct în problema asta și să încep atâtea roți sunt și atâtea mașini, în total câte afle tu, nu, am zis, dacă aș lua 3 mașini
Și patru motociclete. Oare câte roți am avea? Wait, de aici? So we first just like exercise for the real problem. Așa. După care am pus invers problema. Nu am putea da roțile și numărul total și să aflăm noi mașinile și motocicletele. Vedeți? Contează foarte mult cum îl pregătești, cum intră în problemă elevul. Dacă el intră forțat, dacă el nu are starea de bine aceea în care să-i permită să intre în jocul tău, n-ai nicio șansă. Deci de aceea contează extraordinar de mult cum îl reușești să-l ții lângă tine. Iată, Măruica, deși și ora 9-10 de acum, ea nu se dă bătută. Măruica, mai facem încă o problemă, una singură, în care vreau să modificăm numărul total. Să vedem aici cum pregătim. Dacă am înțeles problema, este o repetiție, practic, a ceea ce înseamnă... E 10. E 10, nu? Ne oprim aici. Dragilor, mai vedem altă dată, dar starea de bine s-a instalat în sufletele noastre, atât la Măruica cât și la mine. Și trebuie să mărturisim că astfel de lecții rămân pentru, să spunem, pentru totdeauna și pentru copiii aceștia care au posibilitatea să spună, da, și eu pot. Și eu pot. Asta trebuie să fac învățătorii. Asta trebuie să fac fiecare profesor. Și dacă ți l-ai luat lângă tine, nu putești. Putești pentru că toată povestea asta înseamnă că el, lui se instalează dorința de a încerca și el problemele acestea. Eu, așa cum spune Cristi, ne oprim aici, că e târziu, la ora 10, copilul nu poate să facă matematică, dar iată, s-a găsit aici. La revedere, dragilor! Hai să le spunem, La Y. Adică ce a vrut să spui? Ce spui? La revedere. La revedere. Bye! Bye! Bye, guys! Bye. See you tomorrow! Bun! La revedere! Да.